Te-ai făcut de 5 la poliție. Cum ai intrat la de 5? Ai furat? Îți pare rău? Ai intrat pe balcon? Bărbatul de 26 de ani a ajuns aseară în arestul inspectoratului de poliție. Astăzi, în momentul în care a fost dus la audier la parchetul de pe lângă tribunalul Gorj, nu a scos nicio vorbă despre cele întâmplate. Oamenii legii au descoperit că în noaptea de joi spre vineri a profitat de faptul că vecinii de deasupra apartamentului său erau plecați la țară și s-a cățărat pe balconul acestora ca să le fure din casă. Din cercetările efectuate de către polițiștii de investigații criminale s-a stabilit faptul că suspectul pe timpul nopții a pătruns prin escaladare în apartamentul părții vătămate, apartament situat la etajul 1. De aici a sustras o plasmă TV, un DVD, mai multe telefoane mobile și ceasuri, precum și bani. Polițiștii au recuperat prejudiciul în proporție de 90%. Tânărul acuzat de furt calificat a fost prezentat astăzi procurorilor de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Familia păgubitului este șocată de gestul vecinului lor, cu atât mai mult cu cât acesta venea frecvent în vizită și se afla în relații de prietenie. Yeah.